Pacea Domnului Isus. Vedenie semnată anonim. În timp ce mă rugam, am avut o vedenie. Am văzut pe Domnul Isus, care se uita înspre pământ și număra și punea deoparte pe unii. Și am văzut cum Domnul a zis unui înger să cutreiere tot pământul și să însemne pe oamenii pe care i-a numărat și pus deoparte. Cum stăteam și mă uitam, am văzut cum îngerul Domnului a însemnat pe mulți și a pus o pecete pe frunțile lor. Acesta e semn ca urgia Domnului să nu se atingă de ei. Și când va începe necazul și strâmtorarea pe pământ, ei să fie ocrotiți. Apoi am întrebat pe Domnul și am zis: Doamne, arată-mi ce e cu minciuna și înșelăciunea aceasta care a cuprins tot pământul? Am auzit vocea Domnului Isus care spunea ca om: Dacă când e răcit și are simptome de răceală și se gândește dacă am luat și eu, atunci căpetenia demonică care e în spatele acestei înșelăciuni vine și tulbură mintea și îl face să creadă că chiar e infectat și el. Să luăm bine seama fiecare, să ne punem toată încrederea în Dumnezeu. Am întrebat: ce-i vaccinul acesta? Duhul Sfânt mi-a arătat o încăpere mare, semiluminată, în mijlocul ei era o masă mare și erau multe sticluțe, păreau albe, dar cu cât mă uitam la ele, începeau să-și schimbe culoarea până se făceau negre de tot. În jurul mesei erau adunați câțiva oameni ai nelegiuirii, care, cred ei, stăpânesc pe pământ și ziceau: haidem să-i amăgim pe toți, că e bun, că le va scăpa viața, dar ei nu știu că își semnează singuri sentința la moarte și au început să râdă trufași și disprețuitori. Vor veni mulți amăgitori și vor spune: e bun de luat, nu are nimic rău în el, dar să nu-i ascultați că și-au vândut sufletul pentru un pumn de arginți. Veghere, rugăciune, post, pocăință. Și să nu uităm, cine va încerca să-și salveze viața, o va pierde. Și cine o va pierde pentru Domnul Isus, o va câștiga pentru toată veșnicia. Amin.